Nu știam că se poate călători în timp cu bicicleta. Leta mi-a arătat zilele trecute că se poate. Și încă incredibil de ușor. A cotit-o pe după bloc, printre câini, a traversat strada Apusului pe lângă bancomatul BRD, a ținut-o întins pe niște străduțe și deodată m-am trezit în secolul XIX. Eram pe bulevardul anul 1864. Bulevardul acesta, revăd și acum imaginea, este de fapt o uliță liniștită, mărginită de mohor și troscot, cu ochiuri de apă sclipind din loc în loc în lumina blândă a apusului. Patru femei stau pe scăunele la poartă și sporovăiesc. Este exact tabloul idilic din groapa lui Eugen Barbu, cu babe ieșite la porți în Mahala și ronțăind cu gingiile morcovi scoși de la nisip din beci. O pisică și un câine veghează într-o armonie paradisiacă micul grup de femei. Iată și o mașină Dacia 1100. De mult n-am mai văzut una. Trece alene, fântâcăind peste dâmburi și prin văioage, cotigește printre bălți și frânează la o palmă de pisică tolănită în mijlocul bulevardului. Pisica nu e învățată cu mașinile. Nu se mișcă decât alungate cu pietre. Mașinile mai noi, ce mai tulbură pacea arhaică a acestui colț de rai din București. Mai încolo, două fetițe cu role în picioare calcă nesigur prin pietriș ca niște cocostârci pe cataligele lor firave. Le ia destul de mult până ajung așa, clătinându-se la intersecția cu strada televiziunii, unde o limbă de asfalt le îngăduie să alunice lin pe patinile lor cu rotile. Acolo, la răscrucea cu asfalt, este limanul civilizației. Acolo vin micile pușlamale de pe bulevard să bată mingea, să fure cireșe, să tragă primele fumuri de țigară. Pe sub oțetarii tunși pășesc doi îndrăgostiți. Sunt trecuți binișor de prima tinerețe și amândoi destul de rotofei. Probabil evadează în contemporaneitate două străzi mai încolo și mănâncă la fast food. Dar le stă bine așa, cum merg ei ținându-se de mână și sărutându-se în dreptul fiecărui copac. Din partea cealaltă vin agale un bătrân și o bătrână. Par obosiți, parcă vin din alt timp, după o zi de prășit în dogoarea soarelui. Pe bulevardul anul 1864 nu sunt magazine, nici măcar un chioșc. Nu vezi vitrine, nu sunt semafoare, nici bancomate, nici un birou. Nici canalizare n-avem. Să vedeți ce frumos clipește apa ca oglinda până în capătul străzii când plouă, spune zâmbind amar Coana Ionela, care a ieșit să măture în fața porții. Trotuar există doar o bucată de vreo 20 de metri, cât ține curtea unui boier cu vilă la bulevard. În rest sunt doar niște bucăți de beton, de pe care trebuie să sari de la una la alta, ca să nu tulburi apa de după ploaie. Paznicul de la curtea boierului, ieșit din ghereta lui ca să-și mai dețepenească oasele, își amintește că în urmă cu vreo 8 ani un primar a vrut spre sfârșitul mandatului să strice frumusețea rustică a bulevardului cu canalizare, cu asfalt și cu autobuz. Dar noroc că a fost reales și s-a cumințit. Nimeni nu știe de ce ulița aceea se cheamă bulevard. Și nici de ce se cheamă anul 1864. Dacă, Doamne ferește, primarul sectorului 6 ar face tot ce a promis în campanie, sau măcar, hai, pe jumătate, această minunată stradă din București s-ar numi, firește, Bulevardul anul 2000.